Ieri 17.12.2019, în jurul orei 14.30, în curtea unității de primiri urgențe Iași, medicii, pacienții și trecătorii au stat la un moment fără precedent. Una dintre membrele familiei Stănescu a fost declarată decedată după ce a ajuns în cadrul UPU Iași. Familia femeii a asaltat UPU Iași în urlete și țipete, cerând explicații pentru evenimentul nefericit. Familia Stănescu afirma ieri, în curtea UPU Iași, că vinovați sunt medici care nu au oferit îngrijirile corespunzătoare, deoarece acțiunea familiei Stănescu a dus la perturbarea liniștii publice și a desfășurării acțiunilor medicilor a fost necesară intervenția jandarmeriei.